Autocamionul care transporta animale a fost lovit în plin de trenul de persoane care circula pe ruta Miercurea Ciuc-Mărășești. E vorba despre un drum care nu este deschis circulației publice. Cel mai probabil conducătorul autocamionului nu s-a asigurat atunci când a trecut peste calea ferată și a fost surprins și lovit în plin de un tren de persoane. S-a simțit măcar. S-a frânat brusc, s-a oprit și s-a... După aia tot felul de necazuri pe aici, pe lângă tren. Nu a zis nimeni nimic, ce să zic. Ne-am dat jos din tren să vedem ce s-a întâmplat. Și am constatat mașina lipită de locomotivă. Șoferul de 30 de ani a murit pe loc. Copilul care se afla cu el în cabină a ajuns în comă la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, dar la câteva ore a murit și el. Tatăl copilului de 34 de ani se afla în remorca mașinii lângă animale. A reușit să sară din camion și a ajuns la spital cu răni minore. Se află însă în stare de șoc. A venit să ducă acasă vacii și nu știu ce a făcut aici. Stăpânul a zburat din mașină și el mi-a sunat mie să venim cât mai repede să ducem acasă mașina. Mai multe trenuri cu persoane au rămas blocate în câmp mai multe ore până când s-a putut relua circulația.